În această intersecție a cererii și ofertei, promisiuni false devin legătura care te subjugă. Promisiunea unei vieți mai bune, promisiunea unui loc de muncă mai bun, promisiunea unor câștiguri financiare substanțiale. Fii precaut, păstrează-ți actele și cere mereu un contract. Dacă ajungi într-o astfel de situație, încearcă să pleci din locul în care te afli și contactează instituțiile statului, ONG-urile specializate sau orice persoană care îți poate fi de ajutor.